Scandal la ieșirea din Sibiu spre Șelimbăr, administratorul unei pensiuni din zonă spune că a fost lovit și închis în toaleta restaurantului în această dimineață de către mai multe persoane necunoscute. Se pare că și angajații locației au fost agresați la rândul lor. La mijloc e vorba de un conflict mai vechi dintre proprietarul pensiunii și un bărbat care a închiriat locația în urmă cu câțiva ani. E vorba de un litigiu pe care, în urma căruia s-a dovedit că noi deținem legal locația respectivă. Proprietara nu a mai avut răbdare să aștepte formele legale și probabil o perioadă de timp până intră în drepturi pentru a intra în spațiu respectiv și a angajat sau a acaparat, nu știu cum să-i spun, un număr de persoane masculine, violente, cu care a venit, ne-a scos afară din locație și noi stăm afară și ei înăuntru. Polițiștii din Șelimbăr au ajuns la fața locului. Pentru că au mai fost chemați aici de încă 9 ori până acum, au solicitat ajutorul mascaților pentru ca lucrurile să nu degenereze. În aceste momente se verifică aspectele sesizate, reclamate de ambele părți, urmând a fi clarificată situația de fapt și de drept și în funcție de rezultat a fi dispuse măsuri legale în consecință. În momentul în care au avut loc incidentele, în pensiunea de la intrarea în Șelimbăr existau mai multe persoane cazate. Niciun turist însă nu a fost implicat în scandal. Sunt în jur de 6 camere ocupate, bagajele sunt înăuntru, încă nici nu știu sub ce formă vor putea să intre în posesia lor. Acum se așteaptă hotărârea instanței care trebuie să stabilească dacă chiriașul poate fi dat afară de către proprietar și în ce condiții poate fi reziliat contractul de închiriere încă valabil.